Bună seara, dragi prieteni, o nouă ediție, Comunicațiile la zi, înainte de vacanță. Este vorba de, bineînțeles, vacanța care înseamnă pentru cei mici plecarea de la școală către tărâmuri cu plajă, cu munte, cu iarbă, pentru ceilalți care lucrează deja, un concediu mai mult sau mai puțin interesant, în funcție de ce emoții ne dă atmosfera de acasă, dacă vom avea guvern, dacă vom avea un guvern bun, dacă acesta ne va aduce noutăți pe partea de promovare a IT-ului. Ultima strigare în vânzări, pentru că la începutul vacanțelor coboară vânzările, vom vedea dacă reușim să prindem o brumă de creștere prin ceea ce precedentele guverne au lansat pe piața românească, respectiv Startup Nation, interesant program de finanțare pentru IT-iști și nu numai. Facem referire la Startup Nation numai pentru că acolo este o bucată importantă de achiziții din domeniul echipamentelor și tehnologiilor IT. Drama, deci, nu va fi foarte mare cu scăderea vânzărilor dacă măcar acest Startup Nation va reuși să producă pentru unii dintre noastre, care vindeți produse sau servicii, să producă o oarecare creștere. Dacă găsim un firfiric pentru un mobil, o tabletă sau un laptop cadou, vom vedea. Important este să nu ne speriem dacă firul de praf sau de nisip de pe plajă sau, știu eu, frigul de la munte, un pic de zăpadă prin Alpi, poate să vi-l deterioreze. Are oare cine să-l repare pe piața românească? Vom vedea. Invitații mei de astăzi, cărora le spunem împreună bună seara, bine a venit, sunt Costel Mazilu, manager pe dezvoltarea brandului la Maguai. Bine venit. Bine v-am găsit. Și Alexandru Telejman, director comercial la Depanero. Bună seara, bine v-am găsit. Amândoi sunt cumva cu echipierii mei pe un slalom de 45 de minute, pe un subiect care, așa cum am spus, se referă la dorința de a pleca în vacanță. Deci s-ar putea ca o parte dintre spectatorii noștri să zică plec și eu în vacanță, nu mai urmăresc emisiunea. Sau cei care sunt cu adevărat interesați de achiziția de echipamente de înaltă tehnologie și respectiv de repararea acestora. Cred că voi începe cu ce noutăți sunt pe piața tehnologiei. Adică voi începe cu o întrebare către Costel. Dacă companiile din IT-ul românesc sunt adaptate la noile tehnologii, noile tendințe din piața de IT? Păi cred că companiile românești sunt mai adaptate decât cele străine, tocmai pentru că noi nu avem multinaționale sau nu sunt companii mari care au crescut aici la un nivel la care se nu poate să mai țină lucrurile sub control. În schimb, firmele sunt mai mici, lucrurile se fac ușor diferit. De multe ori aceste lucruri înseamnă, este un lucru pozitiv. Alte ori poate este mai negativ, însă noi ne axăm să obținem rezultatele cele mai bune și să profităm de acele avantaje pe care le avem. Iar aici vorbim despre noua tehnologie pe care noi reușim să o integrăm înaintea tuturor, tocmai din cauza că nu lucrăm cu niște stocuri foarte mari și nu oferim produse care sunt bazate pe componente vechi de 2-3 generații. Și aici fac referire mai ales la stațiile de lucru, unde vânzarea nu este atât de rapidă ca în retail-ul cu produse pentru utilizatorul de acasă și ajung să cumpere, de exemplu, o stație grafică cu plăci quadro de acum 2 generații, ceea ce înseamnă totuși un lucru destul de rău, pentru că vorbim de produse care sunt scumpe și care își păstrează în continuare prețul ridicat, în schimb oferă tehnologie de veche de 2 generații. Maguai a lansat recent o nouă gamă de stații de lucru bazate pe plăcile Pascal, cele mai performante nuclee grafice profesionale. Aici vorbim inclusiv de o placă grafică care are un tip de memorie revoluționar nou, HBM2, pe 4096 de biți, comparativ cu cele de 448, 256, 300, nu mai știu cât biți, pe memoriile clasice. Și deja noi o avem în stațiile noastre grafice. Deci sunteți adaptați. Suntem foarte adaptați. Pentru că nu mi-am propus să fac o emisiune formată din bucățele mici de reclamă. Când vorbim despre Maguai, vorbim totodată și despre competiție, despre competiția lor de pe piață, respectiv despre celelalte branduri care vor, nu vor, sau vrem, nu vrem noi, utilizatorii, ajung și în curtea celuilalt invitat, respectiv la Depanero. Fie că venim cu un laptop Asus, fie că venim cu un desktop Lenovo, fie că venim cu un server Maguai,
Sunteți adaptați? Sunteți adaptabili, în primul rând, ca și companie care își propune să ne deservească după momentul vânzării? Răspunsul este foarte simplu. Da. În momentul de față pot să spun că firma noastră, de Panero, este pregătită din toate punctele de vedere să poată aduce la viață, readuce la viață aproape orice fel de echipament care în momentul de față are nevoie de curent electric pentru a funcționa. Pe piață bănuiesc că nu funcționați singur, nu sunteți singur, nu sunteți un monopol. Întrebarea mea mergea în profunzimea aspectelor legate de serviciile post-vânzare, respectiv adaptabilitatea companiilor din domeniu, printre care și dumneavoastră, la schimbările de ultimă oră. Pentru că dacă vorbim despre echipamente IT, aceste schimbări se produc practic în fiecare zi. În fiecare zi, în fiecare săptămână, ai șansa unui nou produs, unei noi modificări, unui nou upgrade pentru unul sau altul din cele câteva sute, poate peste 1000 de dispozitive care vă ajung la panel. Corect. În momentul de față și nu numai în momentul de față, și în istoricul nostru, am avut și avem obiceiul de a fi în contact permanent cu producătorii, cu producătorii pe care îi servisăm și totodată cu tot ce înseamnă noile tehnologii care sunt puse pe piață. În momentul în care doar apare un zvon că o nouă tehnologie va fi implementată într-un produs, într-un server, într-un laptop, într-un calculator, într-un frigider, într-un televizor, noi deja începem partea de research. Începem să studiem, să vedem ce înseamnă acea tehnologie, de unde ne putem strânge informațiile, de unde putem lua, obține training, luăm legătura cu producătorii și deja trimitem oameni la specializare, astfel încât atunci când produsul este lansat pe piață sau produsele sunt lansate pe piață, să nu fim luați pe nepregătit. Și asta înseamnă în spate și partea de documentare și partea de stoc de piese, scule, dispozitive, softuri, pentru că acum majoritatea produselor, pe lângă șurubelniță, aparat de lipit, piese, au nevoie de software pentru verificări și așa mai departe. Un studiu al recunoscutei companii Forbes spune că pe primul loc în materie de tendințe în IT se află adaptabilitatea ca element vital pentru creșterea și pentru reziliența unei afaceri. Pe locul 2, însă, este importanța experienței utilizatorului. Ori, experiența utilizatorului vine, în primul rând, de la momentul vânzării, dacă este mulțumit de ceea ce a cumpărat, și, în al doilea rând, de la un service rapid și eficient în cazul în care a pățit-o. Și slavă Domnului că acum, când începe căldura, apar și power surge, da, apar și căderi de curent și lucruri care pot să producă o neplăcere. Aerul condiționat, știm foarte bine că e un mare consumator de energie. La ora asta, tehnologiile... Mai ales în perioada aceasta anului. Exact. Când partea de instalare e la maxim. Exact. Și atunci ne punem problema și întrebarea pentru telespectatorii noștri, cum anume vin companiile din domeniu pe aceste tendințe? Pentru că durerea mea cea mai mare este că noi românii nu ne adaptăm suficient de repede. Asta a reieșit din numeroasele ediții ale emisiunii noastre. Pe experiența utilizatorului. Ce îmi spune? Pe experiența utilizatorului, un fel de... Ca să nu ajungem produsele la Depanero, deci noi ne facem singur serviciul și oamenii nu sunt calificați. Da, deci am doi concurenți aici. Chiar dacă nu aveți felia de piață, da, total suprapusă pe ce face Depanero, vă face serviciul singur, dar am două companii care deservesc clientul după vânzare. Aici nu mai răspund la întrebarea respectivă, pentru că ești o altă idee interesantă. Produsele noastre sunt gândite în așa fel încât ele pot ajunge la Depanero fără probleme, iar ei le pot repara la fel, fără să aibă vreo barieră, vreo problemă în a o face, pentru că folosim tehnologii non-proprietare, standardizate, ceea ce înseamnă că timpul de reparație este minim și clientul poate să aleagă, dacă a avut o experiență neplăcută cu noi, să meargă oriunde, la orice serviciu, să o facă. La noi nu există cabluri care au o mufă diferită și costă triplu, nu există hard disk-uri cu anumite blocaje la el, astfel încât să fii nevoit să aștepți după un hard disk similar de la producătorul respectiv.
La noi se poate lua din piață un hard disk standard care este compatibil cu platforma respectivă și se poate înlocui. Și aici de panelul poate să o facă foarte ușor. Dacă, în schimb, o facem noi. Da, dacă privesc un pic în urmă, pe vremea în care Forum IT îl primea în platou pe Maguai, la începuturile sale, ca și companie, când Petronela și Nicu Crefelean erau producători și respectiv reporter a emisiunii și participau la toate evenimentele Maguai. Și noi îi primeam cu drag. Era pentru că la evenimente faceți și o parte de educare a publicului, de formare a pieței. Deci, ca să continui cu reclama pe care noi tot facem, am primit un premiu de la Intel, în cadrul CeBIT, pentru educarea pieței în utilizarea tehnologiilor de tip server. A fost un premiu foarte important și a primit în cadrul unui târg internațional. Iar noi întotdeauna am salutat și iată și canalul 33, televiziunea ta de business, salută acest tip de demersuri în care se formează piața prin educare. Prin educare, prin aducerea informației de înalt nivel către utilizator. Adică să nu fim prea aproape de stilul unor piețe mari consumatoare de tehnologie, dar în care dacă s-a aburit un pic ecranul nu știu cărui display, repede fug la, de panel, la prietenul, colegul, omologului de panel din țara respectivă că s-a defectat aparatul. Românul e inventiv, dar este inventiv pentru că primește informații suficiente. Satisfacția publicului. Satisfacția publicului vine și din modul în care este întâmpinat. Corect. Ce-l face pe cumpărător să se gândească să nu-și bage singur mâna pe cumpărătorul român? Să nu-și bage singur mâna în aparat și să meargă pe hârtia de garanție care adesea displayează, ne afișează de panel. Corect. O să am rugămintea să îmi dați voi un pic să fac un mic preambul aici. Aș vrea să poziționez compania de panel ca și un aparator garant al celui de-al treilea moment al adevărului. Pentru că în zona asta unde lucrăm noi, interacționăm cu produse care au, spre deosebire de produsele de utilizare zilnică, pentru mâncare, haine și așa mai departe, au trei momente al adevărului. Primul moment, când clientul își alege brandul și produsul. Al doilea, când folosește produsul, satisfacție la primul, satisfacție la al doilea. Al treilea moment al adevărului este atunci când are nevoie de ceva, are nevoie de suport. Exact ce spuneați mai devreme, produsul, din vari motive, nu mai este la nivelul inițial la care a fost livrat de către producător. Și aici intervenim noi. Asta știm noi să facem. Da? Acum, revenind la întrebarea noastră, ce-l face pe client să vină la noi? Și să nu-și bage mâna. Și să nu-și bage mâna în aparat. La fel, o să vă răspund foarte simplu. În primii 2 ani de zile de la achiziționarea produsului, clientul beneficiază de garanție, garanție de conformitate, care îi asigură clientului posibilitatea de a-și aduce la conformitate produsul gratuit, neexistând niciun cost suplimentar pentru acesta. În situația în care, în varianta românească, ne băgăm degețelele în produs, nu mai beneficiem de această garanție de conformitate care vine pe filiera producătorului. Acesta ar fi cel mai important aspect. Mai departe, dacă mergem în zona de post-garanție, corect, vorbesc și din experiența acumulată, tendința clientului este mai întâi să încerce să vadă despre ce e vorba acolo. Asta înseamnă să desfacă produsul, să tragă de piese, să încerce el să facă vreo lipitură și așa mai departe, ajungând până la distrugerea produsului. După care, inevitabil, dacă produsul ăla merită pentru el să funcționeze, va trebui să apeleze la un service. Noi putem să reparăm aproape orice produs care se bagă în priză în perioada de post-garanție și au fost situații haioase în care clientul a zis, nu ne-a făcut nimic, s-a stricat singur. După care, la verificare, am anunțit cu microscop, cu camere de mare precizie, pentru a vedea plăci, a vedea detaliile, măsurători. Am putut să-i demonstrăm, inclusiv faptul că se vedeau tăieturi care pe plăcile de bază, spre exemplu, care tăiau circuitele. Și am demonstrat, data viitoare, vă recomandăm să nu mai băgați. Să veniți direct la noi. Da. Dar unii își distrug aparatele pentru că pur și simplu sunt încărcați cu electricitate statică. Corect. Da? Și aia nu se mai poate vedea. Dumneavoastră însă
se aveți măsurile respective. Pot identifica anumite semne lăsate de o descărcare electrostatică, dar tot ce înseamnă produse electronice, electrocasnice și așa mai departe, sunt foarte bine protejate atât timp cât sunt lăsate în forma inițială gândită de către producător. În momentul în care a intrat în interiorul produsului, deja este hazard. Eu nu recomand nimănui să facă așa ceva, ci să apeleze întotdeauna la un specialist. Că suntem noi, că este un alt specialist în piață, dar să apeleze la un specialist. Inovarea aduce tehnologii de foarte greu de penetrat de către un non-specialist. Inovarea permanentă în IT face ca dumneavoastră furnizorii de echipamente, în primul rând să băgați bani mulți în pregătirea personalului, apoi să găsiți zona de piață care beneficiază de aceste tehnologii noi. Inovarea, spune Forbes, este al treilea lucru important, a treia tendință majoră în IT-ul zilelor noastre și ea trebuie să se întâmple rapid. Cum vede o companie care construiește echipamente partea de inovare din perspectiva tehnologică și perspectiva personalului? Păi, din perspectiva tehnologică lucrurile sunt simple, tocmai ce le-am spus, că încercăm să întotdeauna să aducem noua tehnologie atunci când a fost lansată, uneori o lansăm noi, cum a fost cazul unor procesoare celebre, gen Pentium 4. Magoia a lansat în România procesorul Pentium 4. Mai nu vom lansa probabil și noile procesoare de server, Intel Xeon, o va face tot Magoia. Și din perspectiva angajaților care sunt într-o continuă dezvoltare, păi, la un număr de 60 de angajați aproximativ pe care avem și colaboratori, ajungem să avem în jur de 30 ceva de cursuri și specializări care nu se fac individual, adică 30 ceva de cursuri unde avem 4, poate 4-5 angajați, poate 3 angajați, poate 10 angajați, cursuri de coordonare de proiecte, cursuri de engleză pentru afaceri, cursuri de certificare tehnică, cursuri de specializare tehnică și cursuri pe care le dezvoltă mari producători și mari generatori de tehnologie la nivel mondial, care sunt partenerii companiei noastre cu care lucrăm în mod direct. Și lucrăm în mod direct aici și când spun lucrul acesta și revin la Intel, care este cel mai important partener al nostru, noi am ajutat la dezvoltarea procesorilor Xeon de-a lungul timpului prin testarea lor în fază alfa, beta a procesoarelor care nu erau lansate. Când se lansa V3, procesorul Intel Xeon 5 V3, noi aveam procesoare din noua generație pe o platformă similară la noi în sisteme, într-un mod de testare deja avansat, adică tehnologia era disponibilă, noi lucram pe ea, noi descopeream care vor fi problemele viitoare sau care sunt soluțiile pentru micile probleme apărute în produsul respectiv în fază de dezvoltare. Și cu cursurile și certificările și calificările pe care le obținem permanent și când am spus 30 ceva de cursuri sau când am spus că am puțin emoții și nu mai rețin exact cifra respectivă, că am verificat chiar azi. Sunt multe. Asta înseamnă că sunt foarte multe. Sunt multe și sunt multe de anul acesta. Adică și de-a lungul timpului am tot făcut diverse cursuri și specializări pentru că oamenii noștri au cele mai înalte certificări. Avem certificarea cea mai înaltă de la Intel, avem cea mai înaltă certificare Fortinet pe partea de securitate informatică și dispozitive de protecție și în continuare și pe Oracle și pe Microsoft și pe restul companiilor mari, noi avem certificările, dacă nu cele mai mari, le avem pe următoarele. Adică suntem cel puțin la nivelul la care putem oferi tehnologia respectivă ca și când ar fi dezvoltată de noi, nu doar suntem un reseller sau un colaborator, nu. Noi avem o altfel de relație cu acei generatori de tehnologie. Eu cred că e mai ușor să implementezi noile tehnologii, formând și perfecționând personalul, decât să vii la partea de post-vânzare, unde și acolo trebuie să-ți perfecționezi personalul, dar ești un pic mai aproape de nemulțumirea potențială a clientului. E foarte ușor să combini diversele piese, ai făcut serverul, oamenii știu cum să o facă, glumesc, evident. Da, corect. Nu, ideea la PC-uri este simplu. Este simplu până la prima problemă. Și atunci se vede diferența dintre PC-urile asamblate pe brânci și PC-urile făcut brand. Pentru că uneori se justifică acel preț.
poate nu ca în cazul companiilor foarte mari care folosesc componente de slabă calitate și făcute într-un regim altfel, dar în ceea ce privește companiile mai mici, cum suntem noi, sunt făcute numai din componente produse de companii foarte mari și produse fiabile, care de regulă nu se regăsesc în produsele brand cunoscute la nivel mondial, în schimb în produsele noastre se regăsesc și oferim în același timp avantajele pe care le oferă PC-urile de tip A-brand, pentru că testarea se face similar, ele sunt certificate, ele obțin validări pe Windows Hardware Quality Labs, adică ele sunt făcute pe aceeași rețetă, în schimb componente mai bune. Câte branduri aveți, o dimensiune pe care poate să înțeleagă un telespectator vis-a-vis de cât de mare este, cât de complicată este plaja pe care acționați atunci când vine vorba de servicii post-vânzare? O să încerc să vă dau câteva cifre. Și totodată aș vrea să revin și la întrebarea noastră inițială de mai devreme, pentru că am stat și m-am gândit un pic și sunt niște lucruri importante pe care eu le consider importante. Ca cifră, din momentul în care compania a pornit pe acest drum, pe care suntem noi acum, am depășit bariera celor 1 milion de consumatori pe care i-am soluționat cu produsele. Ca unitate de măsură a unei activități lunare a noastră, pot să vă spun că depășim o medie de 30.000 de produse din toate categoriile existente în piață. Adică zona noastră și partea comună pe care o avem cu colegii de la Măguai se limitează strict la partea de IT, laptopuri, desktopuri, monitoare, poate și servere, dar categoriile pe care le gestionăm în momentul de față și le putem oferi soluție pentru acel al treilea moment al adevărului sunt vaste și sunt legate de tot ceea ce se pune în vânzare pe piață. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră inițială, eu consider că sunt două lucruri importante pentru o companie. Eu vorbesc din punct de vedere a unei companii de service, dar cred că este valabil și pentru celelalte companii. În zilele noastre, ca să poți să te extinzi, să poți să te dezvolți, să poți să reprezinți o forță în piață, sunt două segmente importante în care trebuie să investești. Una sunt sistemele și al doilea, o resursă la fel, dacă nu, chiar mai importantă decât asta, sunt oamenii. La partea de sisteme, până acum, în tot ce înseamnă aplicația pentru client, partea de site, partea de sisteme interne ale companiei care să ne permită să fim în stare să gestionăm din punct de vedere sistem al datelor, al tracking-ului de produse, 30.000 de bucăți pe lună, in, reparație, out, cu partea de comunicare cu clientul, cu absolut tot, am investit până în momentul de față peste 1 milion de euro, ca să vă dați seama așa de o dimensiune. Revenind la a doua dimensiune a lucrului pe care îl spuneam că este important pentru o companie care vrea să se dezvolte, sunt oamenii. Da? După cum bine știm, toate companiile suferim de o mare problemă. Lipsa unui număr îndestulător de profesioniști în piață. N-aș vrea să spun mai mult, că s-au spus foarte multe lucruri în decursul timpului. Ce am făcut noi aici? Lucrurile simple pe care poate să le facă oricine. Partea de formare profesională la locul de muncă, adică omul cu experiență deja pe care o are, vine. În fiecare zonă de lucru din cadrul companiei există un trainer care participă și are acces la tot ce înseamnă informații de ultimă generație, de ultimă oră, de ultim minut câteodată, care mai departe se ocupă și deploiază în cadrul zonei respective informațiile, se asigură că au fost înțelese și puse în practică. În plus, față de asta, am demarat un proiect, dacă nu mă înșel, undeva anul trecut, prin care vrem să înființăm școala noastră proprie de formare a tehnicienilor. Și pot să vă spun așa, în prima audiție, că suntem pe ultima 100 de metri în a avea așa ceva. Este o știre foarte bună și bănuiesc că va fi preluată, pentru că la noi în platouri nu este prima de acest fel. Ne bucură faptul că foarte multe companii din IT-ul românesc și-au format propriile, să le numim, academii. Școli interne. De ce? Pentru că în ultimii 27 de ani s-au cam dus școlile de arte și meserii
Și atunci oamenii ies din tineri, ies din băncile școlii, indiferent că e vorba de liceu sau de facultate, și ajung în brațele unui angajator spunând: eu știu, eu sunt, am diplomă, așa. Când vine vorba să facă, apare problema. Apare gap-ul, diferența foarte mare între ceea ce cred ei că știu să facă și ceea ce este nevoie să facă și ar trebui să știe. Sistemul nostru de educație mai are de gândit un pic cum să se adapteze mai repede la schimbare. Dar iată că vin companiile și cel puțin ambele companii prezente în platou au programe interne de pregătire, pentru că altfel n-ar face față la pasul inovării. N-ar și face... ca să reușim să facem față, m-a spus că facem o plăcere inclusiv cu clienții. Avem un eveniment pe care îl organizăm periodic, Macquarie Labs, unde intrăm în detalii mult mai tehnice și mai amănunțite în ceea ce privește noile tehnologii. Reprezentăm poate echipamente care nu sunt disponibile pe piață și producătorii nu le prezintă și nu le promovează niciun fel pe baza unor contracte de NDA. Și reușim totuși să le prezentăm o nouă tehnologie, să gândească din timp, să anticipeze nevoia business-ului și să se pregătească pentru ceea ce urmează în domeniu, să-și țină pasul cu tehnologia prezentă, dar mai ales cea viitoare, care ne poate salva business-ul dintr-o problemă care a fost anticipată și nu remediată. Iar aici încă un pic, mă scuzi. Referitor la faptul că ce faci că investești în oameni. Era și un banc, că vine șeful departamentului financiar și spune: investim în ei, dar dacă pleacă? Atunci CEO-ul cu o viziune spune: și dacă nu investim și rămân? Este și asta un lucru, că nu-ți permiți să ții, mai ales în cadrul firmelor mici unde ai foarte multe cheltuieli și lucrurile se fac cinstit, corect, și nu poți să susții oameni care nu muncesc și oameni care nu sunt calificați. Și care nu au performanță, nu dau performanță. Exact. Poate că e momentul să ne întoarcem un pic la acest Startup Nation de care tot am vorbit și de care tot vorbește lumea încă două săptămâni de acum încolo, pentru că el este un atractor de vânzări, pentru că majoritatea startup-urilor care intră într-un astfel de program de finanțare vor fi în continuare mai multe, nu? Nu se oprește totul la Startup Nation, dar majoritatea programelor de finanțare includ parte de echipamente și de tehnologie. Antreprenorul se gândește la cel puțin două aspecte. Să respecte condițiile de eligibilitate, respectiv echipamentele să fie noi, și deja am vorbit ce înseamnă să te adresezi unei piețe din perspectiva cealaltă, de partea cealaltă a teșghielei, da? Adică ofertantul de echipamente și respectiv reparatorul, în cazul în care ai beneficiat, dar dintr-un moment de fericit e nevoie de reparație. Iar aici, pentru punctaj maxim, tehnologia trebuie să nu fie mai veche de 3 ani. Deci, ceea ce în cazul altor companii care furnizează echipamente generații mai veche, ceea ce alege să meargă pe asemenea echipamente va pierde puncte din scorul final atunci când se aprobă proiectul. Și condiția este să folosească echipamente pe bază de pe nouă tehnologie sau cea mai nouă tehnologie, tocmai pentru a preîntâmpina această penalizare, dar și pentru a-și pune business-ul la adăpost pe viitor, pentru că bazându-se pe noile tehnologii, acestea vor rezista mai mult în cadrul companiei, inclusiv în momentul în care este regândită, probabil, infrastructura IT, și echipamentele își pot găsi un loc chiar dacă se schimbă ceva. În schimb, dacă mergem pe lucruri vechi, acelea ajung inevitabil unde nu ar trebui să ajungă atât de curând. Din fericire, în cazul acestui program de finanțare, echipamentele trebuie să fie mai noi, de 3 ani. Pot companiile care le construiesc să dea certificatul necesar de producător, prin care se atestă că acel echipament are tehnologie mai nouă de 3 ani? Păi mă gândesc că dacă chiar o oferă, pot să o facă. Dacă nu o oferă, nu o să o facă. Sau o fac sau și să și asum niște lucruri de piață. Și apoi să dea socoteală pentru lucrurile pe care nu le-a spus corect. Deci primul pas pentru cei care vor să se agite un pic pe piață cu a-și cumpăra echipamente este să găsească furnizorii de echipamente care oferă corect certificarea că aceste echipamente conțin tehnologie mai noi de 3 ani.
după care să se gândească la nefericita posibilitate ca în intervalul implementării unui proiect aceste echipamente să aibă defecțiuni și să se gândească la faptul că pe piața românească există furnizori de servicii capabili și în măsură cu aparatura necesară, cu personalul. Și aici intervenim noi. Și aici intervin. Iar pentru a putea beneficia de depanero, trebuie să aleagă soluții care nu folosesc tehnologii proprietare și nu îi limitează la serviciul propriu. Pentru că dacă ai o experiență neplăcută, un timp de așteptare foarte mare, nu ai încotro. Și trebuie produci. Să aștepți cu piesele respective. În schimb, dacă Maguire e nemulțumit, ești la depanero și se rezolvă. Tocmai frumusețea tehnologiilor non-proprietare și standardizate pe care noi le folosim ne face să avem și cel mai rapid servis la produsele noastre, comparativ cu ceilalți, dar permite și altor jucători din piață, cum sunt depanero, să facă servis pe produsele respective și clientul, indiferent cum o dai, el va avea de câștigat. Pentru că sistemele se mai defectează. Aici e ceva normal. Trebuie să se gândească că în acele momente nefericite, dacă aparatele îi stau, este producția, este bună implementarea proiectului și riscă să piardă. Noi nu încercăm să-i ținem aproape de noi cu limitări, îi ținem cu expertiza pe care o avem, cu ceea ce facem pentru clienți, modul în care le soluționăm problemele, dar dacă se ajunge la o colaborare care nu este pe... nu este mulțumit clientul de colaborarea cu noi, poate să aleagă să plece și să lucreze cu o altă companie, cu un serviciu de specializat. Cum spuneați, două dintre zonele bine punctate în acest program de finanțare se adresează în special programatorilor și respectiv celor care pe industrie creative au o legătură conexă cu IT-ul. Lumea lui hibrid IT. Acești oameni care se duc spre zona de programare sau spre industrie creative, iată că pot să fie foarte, sau din ce în ce mai des, loviți de tot felul de nefericiri, cum sunt atacurile ransomware. A fost acum o lună WannaCry, în ultima săptămână un nou tip de ransomware. La fel de agresiv și mai plimbăreți un pic decât ce s-a întâlnit până acum pe piață. Hybrid IT înseamnă ca oamenii dumneavoastră, companiile în general, să se orienteze foarte bine la ambele abordări. La ceea ce aveți în companie fizic. Și la ceea ce fizic și la ceea ce se urcă pe internet. Și aici intervine chestiunea de cum anume sunt gestionate riscurile. Evident, întrebarea este adresată mai mult constructorilor de sisteme care știu că pe mâna lor și pe echipamentelor sunt plasate date de importanță vitală pentru companii și mai ales pentru startup-uri. Și mai ales confidențială. Motiv pentru care s-a dezvoltat. Dacă și am spus vitale, m-am gândit la toate. Mai ales segmentul de hybrid IT, pentru că cloud-ul oferă foarte multe avantaje. În schimb, este aici ține legat de educarea pieței. Este foarte greu să convingi un client să-și mute datele undeva la altcineva, când el poate știe că uneori a mai greșit unele lucruri. Acum nu spunem că toți clienți care țin la securitate și sunt foarte stricți, fac lucruri care nu sunt ok. În schimb, faptul că ai datele în altă parte, îți dă o senzație de neliniște și te obișnuiești greu cu ideea de a implementa în cadrul companiei o soluție de tip cloud. Și atunci, care este sfatul producătorului de echipamente vis-a-vis de combinarea asta dintre hard și soft și partea de date pe care le pui pe aceste echipamente? Acum depinde și de producător. Dacă produce hardware, o să spună că să ții totul la tine. Dacă produce și hardware și are și soluții de tip cloud propriu, sau oferă servicii de private cloud, sau oferă în data center-ul propriu diverse soluții, poate să-ți facă o combinație care este, de fapt, varianta cea mai potrivită în cadrul unei companii din anul 2017, pentru că cloud-ul este foarte bun, ai date pe care vrei să le faci publice, avantajele pe care le ai în cloud nu reușești să le ai la aceleași costuri cu echipamente pe care le ții la tine. Datele importante le ții în cloud-ul privat sau le ții pe sistemele închise,
sub cheie, sub lacăt, da. Iar în partea de cloud merg în informațiile care sunt, care lucrează cu clienții, lucrează cu sunt și pe specificul business-ului tău. Haideți să luăm un exemplu. Un magazin virtual. Pentru că intrăm la zona de industrie creative, un magazin virtual va avea o parte de date care sunt chiar publice, partea de ofertă, da? Da. Ce vinde el, care poate să fie bine mersi pus în cloud. Și partea de clienți, bazele de date cu clienți, care, după părerea mea, nu sunt antreprenor, dar după părerea mea, ar trebui să fie ținute acasă. Pe partea de front-end merge, poate să meargă și în cloud, poate să meargă și pe un server de web hosting, unde lucrurile stau așa cum au stat ani de zile. În schimb, în cloud, faptul că este scalabil și că îți poate aloca automat resurse în funcție și de la ce fel de cloud facem referire, că e Microsoft, Azure sau alte servicii, se modifică pe măsură ce îți crește necesarul, îți crește și nivelul de resurse pe care ți se alocă și pe care le plătești. Nu vei plăti pe lucruri pe care nu le folosești și nici nu vei plăti în permanență acele lucruri. Le plătești dacă ai un spike, ai un Black Friday, îți crește de 50 de ori traficul, atunci sistemele nu-ți vor pica, dar nici nu vei plăti pentru sistemele foarte puternice, poate pe care trebuie să le ții în permanență, când tu ai două momente pe an, când crește atât. Și da, folosești cloud-ul, folosești serviciile de acest tip, ai uptime maxim, ai securitatea, siguranța că atunci când crește traficul nu vei fi down și să pierzi toți clienții respectivi și în același timp îți ții la tine informațiile vitale și comunici cu platforma din front-end. În intermediul unor conexiuni securizate, clienții stau în siguranță la tine, datele importante stau la tine, informațiile pe care clienții trebuie să le acceseze, produsele, comenzile care vin prin totul, prin acel circuit criptat care asigură că informațiile tale și din punct de vedere al companiei, dar și al clientului, sunt în siguranță și deci, treaba este... Sfatul furnizorilor de echipamente ar fi ca oamenii noștri, antreprenorii, să aibă echipamente on-site, da? Acasă, la ei, în firmă, sub lacăt, pentru partea de date vitale companiei și sănătății economice a companiei și respectiv să folosească liniștiți echipamente de comunicare în cloud pentru zona care e publică. Întrebarea vine, ce se întâmplă dacă brusc unul din echipamente mi-a căzut, a fost scriptat de un malware și clientul nu știe ce să facă, dă un telefon la producător, domne, nu are o defecțiune fizică, nu ne ocupăm de spargerea parolelor, decriptarea fișierilor lovite de virus, vine cu el în brațe, domne, nu mai îmi funcționează, e în garanție, nici nu mă interesează și îl dă pe mâna lui de panero sau a unui serviciu asemănător. Care este politica furnizorilor de servicii pe grâne? Mă puneți un pic în dificultate pentru asta că partea asta de hybrid IT nu este un punct... Nu, să lăsăm hybrid IT, să ne gândim la speța așa cum am formulat. Oamenii vor avea pe echipamente care vin la servisare... Date importante. Care este politica unui politica servisor? Unui servisor este în strânsă legătură cu politica producătorului. Întotdeauna. Practic, trebuie să ne aliniem întotdeauna la reglementările și la procedurile, procesele de verificare, diagnosticare, ulterior reparație impuse de către producători. Practic, poziționarea standard a producătorilor în domeniul IT, laptopuri, desktopuri, servere, să zicem, este foarte simplă. Serviciul nu intervine asupra datelor din acel echipament. Nu poate livra și nu este abilitat să livreze decât repararea din punct de vedere hardware, adică fizic, mecanic, ca să fie pe înțelesul tuturor. Partea de date, singurul lucru pe care putem să-l facem la solicitarea clientului este prin metode non-invazive în interiorul zonei de stocare efectivă a datelor, hard, pentru înțelesul tuturor, cu softurile și cu echipamentele puse la dispoziție de către producător. Da? Asta putem încerca. Dar este un lucru care procedură. Se discută de la început, când exact. Omul vine cu aparatul exact. La serviciu. Exact. Dar rata de succes nu este 100%.
Da, lucrul acesta este comunicat către clientul nostru, știe despre ce e vorba. Noi nu intrăm în zona de desfacere a hardului, sunt alte proceduri mai complexe, sincer nu le stăpânesc, eu personal, dar dacă clientul consideră că datele alea sunt importante, putem face legătura pentru el cu firme ultra specializate pentru așa ceva, dar și costurile sunt pe măsură. Da, important este ca telespectatorii noștri să nu confunde vorba românească veche cu ghilimele de rigoare, marfa cu ambalaj. Când se adresează serviciului, să nu înțeleagă că serviciul se ocupă și de siguranța datelor de pe acele hard discuri, decriptarea datelor, decriptarea parolelor sunt cu care au fost... Sunt nicio formă. Și nu e nici de cum vorba, că nu ar fi calificație. Și sunt niște limitări pe care le impune tehnologia în sine și modul în care se fac acele lucruri. Atacurile respective, ca și cum vii cu o boală într-o fază foarte avansată și ești dispus totuși să încerci niște tratamente experimentale, iar doctorul spune că ai o șansă foarte mică să mai poți fi vindecat. Așa și partea de a recupera informații criptate, când vorbim de chei de criptare foarte puternice, lucruri pe care doar echipamentele serviciilor secrete și Pentagonul ăsta sau mai știu eu pe unde vor reuși, poate, dacă nu și-au lăsat o portiță deschisă în acele tehnologii, vor reuși într-un interval destul de mare de timp să își mai recupereze informații. Pentru că vorbim de niște criptări care pe un sistem puternic, modern, ar lua mii de ani sau zeci de mii de ani să spargă criptarea respectivă. Ceea ce te duce cu gândul la de ce nu ai avut backup. Tocmai de aceea noi venim în întâmpinarea problemelor de acest gen prin crearea unor sisteme de backup gândite în așa fel încât în cazul unor atacuri de acest tip, backup-ul să fie în siguranță în altă parte. Pentru că dacă backup-ul este ținut pe aceeași mașină care a fost virusată, este și backup-ul criptat și sănătate. Ai backup-ul acolo, dar este și el sub cheia atacatorului. Are relevanță ca antreprenorii noștri să se gândească la a-și cumpăra echipamentele de lucru și respectiv cele de backup de la același furnizor? Are o logică? Păi, sau dimpotrivă, să se gândească să ia, nu știu, laptopul sau desktopul de la un furnizor și partea de backup de la complet altul, tocmai ca să nu existe prea mare riscul de prea multă compatibilitate și să pună toate ouăle într-un coș, cum gândește românul. Da, nu știu că e cel mai bun exemplu ăsta cu ouăle și cu coșul, dar dau un exemplu ca să nu mai fac reclamă magoaile. Apple. Care sunt telefoanele care merg cel mai bine? Și eu, utilizator de Android și de Windows, am folosit și un mobil Windows și unul cu Android, toate din aceeași clasă de performanță. Aici vorbim de experiența cu sistemul de operare, experiența utilizatorului, că vorbeam mai devreme de acest aspect. Și dintre toate sistemele, eu care eram contra iPhone-urilor, am ales să-mi iau un iPhone, pentru că funcționa totul impecabil. Nu era cel mai puternic hardware, nu era cel mai impresionant terminal, în schimb totul funcționa ireproșabil, tocmai pentru că sistemul a fost gândit cap-coadă de un producător care s-a specializat pe a face funcțional acel lucru. În schimb, dacă luăm cuvulețele și încercăm noi să facem din ele Lego-ul perfect, s-ar putea să nu ne iasă. Sau să câștigăm într-o anumită privință, dar pe termen lung să pierdem tocmai atunci când situația este mai critică și vorbim totuși de momente când vorbim de atacuri informatice, vorbim de sisteme incompatibile care nu-și fac datoria atunci când sunt solicitate. Și la urma urmei, scopul clientului care alege să meargă pe un asemenea sistem este că poate trage și la răspundere altfel cel care i-a făcut sistemul. În schimb, nu se ajunge acolo. Pentru că sistemul este gândit să acopere toate fazele și toate tipurile de atacuri moderne. Acum nu sunt sisteme 100% gândite. Sigur. Și niciodată. În schimb, tinde spre zero. Pentru că întotdeauna ești în pas cu tehnologia, introduci în produsele tale cele mai noi tehnologii și găurile le acoperi. Tu știi care sunt. În schimb, vine un sistem gândit de altcineva, el știe acele portițe și probleme standard, dar poate nu înțelege sistemul tău care are lăsate alte portițe și atunci
el crede că a făcut treaba bună, acum vorbim așa, facem niște analogii care nu sunt foarte tehnice, dar încercăm să explicăm pe un limbaj pe care să-l înțeleagă altfel și telespectatorii. Atunci, în cele câteva minute care ne-au rămas de emisiune, cu ce ne așteptăm să ne întâmpinați spre toamnă, când se termină vacanțele, vis-a-vis de formarea pieței, de educarea pieței? Cu alte cursuri și alte seminarii de acel de tip Mobile Labs, unde educăm și clienții, nu numai oamenii noștri, cu noi produse și noi platforme de server bazate pe cele mai noi tehnologii, cu sisteme gândite pentru minarea criptomonezilor. Aici este un subiect foarte hot în momentul de față, pentru că deja și marile bănci au creat un consorțiu și au început să studieze tehnologia blockchain, care este o tehnologie genială. Și iar acel lucru se știe de ani de zile, doar că acum încă acele criptomonede, că am spus criptomonezi, nu au aplicabilitate în lumea reală. Cu excepția 2-3, restul de 170 sau încă 200 care sunt, pentru că sunt atât de multe. Sunt mai multe. Nu au o aplicare reală și exact ca la și la dar viitorul bursă. Sună interesant. Viitorul este bazat pe acest. Va securiza viitorul tranzacțiilor și va schimba modul în care percepem internetul mai mult decât au făcut o tehnologie pe care în momentul de față le folosim și nu ne vedem viața fără ele. Este o temă pe care o vom aborda într-o ediție viitoare, tehnologia blockchain și sisteme alternative, metode alternative de plată. Însă nu vreau să închei emisiunea fără să întreb un servisor dacă are în activitate ceva de genul ăsta, cursuri sau momente în activitatea sa în care publicul poate să interacționeze un pic altfel, nu chiar la poziția aceea de desk în care vine cu aparatul. Dacă are șansa să vă cunoască mai aproape, fără să fie neapărat nevoie să-și repare un aparat. Sincer, am luat în calcul această posibilitate dintr-un considerent foarte simplu, exact cum spuneați dumneavoastră. Clientul nu vede decât ce este în fața cortinei, adică ce este pe scenă, scena fiind recepția sau zona în care îi se preia produsul. Și ne-am dorit tare mult ca ai noștri clienți să aibă oportunitatea să vadă ce se întâmplă în spate. Și o să luăm în calcul posibilitatea de a face o sesiune gen porțile deschise, pe care o vom anunța la momentul respectiv. Dacă mai avem 30 de secunde, aș vrea totuși să transmit ceva, totuși, ceva util clienților noștri apropo de salvarea datelor. Prevenția întotdeauna este cea mai sănătoasă. Iar în momentul în care decid să trimită către un service un produs care conține date, gen laptop, desktop, asigurați-vă că ați făcut backup la acele date. Mulțumesc! În aceste condiții, stimați prieteni, ce puteți să vă spunem decât că ne-am atins targeturile, ne-am atins țintele în această seară. Atenție ce echipamente veți cumpăra, cu sau fără Startup Nation, cu finanțări cu dobândă zero din alte surse, cu Business Angels, cu ce vreți dumneavoastră, pentru că IT-ul românesc, credem noi toți, că este pe val. Și susține ne susține cu tot. Și ne susținem între noi. Vă mulțumim. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați că în afaceri trebuie să fiți foarte tari în etichetă. Deci rămâneți pe canal 30C la eticheta în afaceri.